Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, HD Harman, uh, profiler, analist, jurnalist. Nu trebuie să citesc pe foaie, dar așa scrie aici. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine te-am regăsit la mulți ani tuturor celor care ne ascultă. La mulți ani, la mulți ani. Cum a fost 2023? Uh, exact cum am spus, anul înfrângerii. Anul frângerii. Frângerii, da. Ah, da. Deci nu v-a schimbat nu, părerea nu, de la. Nu, nu. Singurul lucru, România a început cu o mică victorie, R-Schengen și Fluviu. Și maritimul. Aia a fost o. Fluviu sau maritim? A, 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 maritimă, maritimă. Păi și a, fluvial, nu? A, păi a, avem un bulevard. Uite cum, cum mă tu imediat în discuție. Avem un bulevard care l-a -a făcut Dumnezeu aici, Dunărea, și noi nu-l folosim că de. Nu vrem să ne conectăm cu fostul Imperiu Austro-Ungar. Înțeleg dar... că țineți neapărat să ne certăm de la bun început. Da, ia, da. Cum, ia, cum e succesul ăsta? Cu... Păi este un mic succes ia. în sensul că mm -hmm. noi vorbeam de două lucruri și vorbim de două lucruri. Și aici, 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 aici nu o să-ți dau voie să mă cerți, pentru că aici nu, chiar nu, am dreptul. Nu ne certăm, nu, așa, eu nu cert. Așa, așa chiar am dreptate. Mm -hmm. Vorbeam de dreptul moral al României de a intra în, în Schengen, mm -hmm. care este un drept absolut moral. Și, total, România trebuia să intre pentru că nu este membre în Uniunea Europeană. Dar, dacă te uiți la articole, și dacă te uiți la actul de fondare al României Europene, adică actul de ascensiune al României în Uniunea Europeană, acolo sunt două articole. Așa. Sunt, de fapt, două subpuncte. Uh -huh. Și în acele, la primul punct se vorbește de ascensiunea în Schengen, și la al doilea nu se dă niciun fel de obligativitate a țărilor membre de a vota vreodată. Intrarea României și Bulgariei. Eu am publicat astăzi cele două articole. Păi -am nu publicat. trebuie să fie obligativitate. Este, trebuie să fie obligativitate. Păi la celălalt ei a fost o obligativitate. Da, da, toate țările au votat. Cum să-l? Păi nu au votat și aici ce au votat. Da, dar așa. nu e obligativitate la Se nimeni. Voteze, nu e obligativitate la nimeni. Deci, dreptul juridic nu exista. Acum, prin ceea ce s-a întâmplat, statutul României de țară Schengen a fost anterinat la Consiliul, la ședința Consiliului mm. din ultima săptămână a anului mm. trecut. Și al doilea, este un termen rezonabil, așa sună fraza comunicatului. Este un termen rezonabil în care țările care se opun trebuie să își revizuiască... Păi au trecut 12 copii. ani. Nu, nu, nu. De acum înainte se calculează, pentru păi că atunci înainte? nu era. Nu era, nu era. Nu era trecut. În documente, uite, eu am publicat documentele. Să se uite lumea bine în documentele, am, am publicat păi originalul... în 2011 urma să se discute în JAI despre Schengen și, și s-au opus Germania și Franța. Franța s a opus prima și apoi Germania și apoi ne-a da. ținut Olanda, a ținut Olanda cu opunerea Olanda. Deci, ce legătură are cu ce vorbeam nu noi? Nu erau obligate. Păi nu e nimeni Atență, obligat. Nu era nimeni obligat, nu Eu era un drept de, juridic. Nu știu dacă un ați drept auzit juridic. de analistul Harman, am vă spune am de ceva de, numele, da, 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 care spunea și pe bună dreptate, într-o analiză, dom'le, da. când s-a pus în discuție uh, începerea negocierii uh pentru aderarea la UE a Ucrainei, România putea să se ridice. Da. N-am spus eu, a spus-o da. Harman. Și trebuia să, spus... o facă. Păi ia... bun, putea să asta era și calea, să adică nu da. altfel cu țările Nu, nu. Nu. nu, și trebuia să o facă. Păi Numai și că și România n-a făcut-o. Făcut pentru că România, dacă vă mai amintiți, în aceeași analiză pe care am făcut-o, da. a spus sluga a fost umilită. Statutul de slugă al României, până și în statut de slugă, după ce am lins ușile de la, de, la, de, la Bru de la Bruxelles, de, când le tot lingem, da, din 2004-2005. Că n au mai rămas, n -a, n -a mai rămas nimic. aurul de pe ele, n-a mai rămas nimic. A, așa, se vede așa. metalul, da. bronzul sau din ce sunt făcute. Așa, până, până, și în statutul de slugă România a fost insultată. Și a fost insultată permanent și eu consider că ceea ce s-a reușit acum este o reușită juridică. Vă mai amintiți, domnul Tomac? Ce, ce reușită juridică? Cu această deschidere pe Schengen. Vă așa. mai amintiți, domnul Tomac? Vă mai amintiți? Da. Acest domn de la un partid, al, să nu-i spunem cui numele... Tomac, că așa, spune așa, totul despre Așa, da. Numele. Care a zis că dă Austria... Cum și despre tu, și, și de... despre... Da, da, și da, despre Harman, și despre... Așa, da, da. toată lumea. Așa, numele ne caracterizează. Care a spus că dă în judecată Austria la prima, primul refuz, dacă ne amintim, acum, pe 8 decembrie... 2022? Anul, 2022. Că dă în judecată Austria la CGUE, la mm -hmm. Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că face și drept Nu numai că nu a putut să facă nimic, pentru Așa. că CJUE nu, uh, nu ia în considerare plângerile decât pe principii existente juridice, ceea ce noi nu aveam. Nimeni nu obliga la nimic, pe de altă parte, noi eram obligați la tot, ca și candidat, în intrarea în Schengen. Noi trebuia să îndeplinim toate condițiile, dar, în replică, cei care au negociat acest model de intrare a României în, în UE, nu s-au gândit că vor fi state care vor spunea voi sunteți obligați, noi nu suntem obligați. Și o ținem langa de, din 2011, exact cum spuneți. După aceea mai a fost dezastrul geopolitic al României, suspenderea lui Băsescu. Act eminamente legal și legitim în 2012. Da. Dar care pentru România a fost eu am fost în mijlocul evenimentelor N-am voie Se N-am da, voie nici astăzi să spun ceea ce știu eu despre acele zile, nopți Ei, ha, Și apoi se... luni e putem, e târziu, ar... nu ne vede nimeni Știți când și-a revenit România geostrategic și geopolitic? În 2014 15 După 2012 Da, când a venit uh, Iohannis la putere Deci a fost un dezastru Pe care nimeni nu l-a prevăzut atunci Repet, suspendarea lui Trean Băsescu A fost legală și legitimă și a fost și confirmată de un referendum pe care apoi noi, iubitorii de democrație, noi, iubitorii de democrație, de drepturile omului, de tot ce vreți dumneavoastră, am zis poporului român, ai votat greșit. Nu, 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 nu asta e votul. De fapt, dumneavoastră, ai votat, dar de fapt n-ai votat. A fost coerată discuția. Așa, așa exact. Mai departe. Da, au fost intervenții absolut Absolut surprinzătoare a fost Brown care pleacă Bun. cu un avion cu Hillary Clinton. Au venit uh, americani în coace să ne spună așa ce și să cum. N-ați uh, votat bine. Problema fundamentală este uh, în acest moment. A, uh, din punctul meu de vedere, așa cum văd eu, dacă vom avea un președinte în decembrie ales cum trebuie, cum trebuie, nu sluga slugii, în acel moment acel președinte are forța de a se ridica împotriva viitorilor refuzuri. Este foarte clar că Austria va refuza teritorial intrarea cu a treia graniță, cu granița terestru, terestră. Mă. Va refuza România pentru, pentru încă 20 de ani. Mie mi-este foarte clar. Uh -huh. Pentru că asta a fost calculul Austriei. Păi Pe da, dar ăștia de acum, care sunt la putere, au spus că urmează terestru. ăștia de acum, care sunt la putere, în primul rând, trebuie să-mi explice un singur lucru. Și aici eu sunt foarte direct. Ce? Trebuie să-mi explice. Cum a ajuns Austria, și la ordinul cui a ajuns Austria să facă ce a făcut? Bine, dar Pentru răspunsul să... era tot, tot de Harman. Nu da. discutam mai devreme. Când a fost vorba despre Ucraina, începerea da. negocierilor, România putea să, ia, să spună nu. Și până nu intrăm în Schengen, Schengen, nu discutăm de Ucraina. Păi, aici e problema. Dar mai ce a făcut Victor da. Orban? A spus că nu-mi dați banii pe care vreți să-i dați. Noi nu votăm și a ieșit, din, a ieșit sală. din sală, Atenție. nu a rămas să nu voteze. Rămas să voteze, atenție, i-au dat banii, i-au dat cei 10 da. miliarde păi, da. și omul a ieșit din sală. Deci omul n-a avut o problemă în a-și apăra Ei, Aici spun eu că noi am da. jucat așa cum i-am obișnuit pe alegători și pe români până la urmă. Să discutăm, să negociem, niciodată n-am avut o atitudine de forță, totdeauna am fost... Da. Fata în Casa Europei. Fata în Casa Europei, numai să nu mai gândi de data aceasta. Slugă, da, să nu, da. da eu, eu sunt mult mai dur. Știu, știu, da. Uh, pentru că eu, eu spun un singur lucru. România, uh, România nu-și merită liderii actuali. Liderii actuali trebuie să nu mai fie slugi. Eu am, uite, de exemplu, zvonurile mele, zvonurile, repet, pe Aha. piața zvonurilor, da? da? În general, Harman, când aude zvonuri, e grav. Uh, Harman citește informație și primește informație, mm -hmm. nu zvonuri. Dacă când până și pe radarul lui Harman apar zvonuri, e gravă situație. Avem noi o semnătură cu americanii, i-am dat, -am dat afară pe chinezi de la, de la reactoarele nucleare, am zis că chinezii ne, da, chinezii, ne violează da, prin da, frigider exact, și da. prin ne spionează prin uh, prin gaura chei, prin, prin stiloul lui, lui Marius Stucă. așa. Uh, dar uh, știi care a fost frumusețea? Da! Noi am semnat cu americanii mini-reactoarele nucleare. Zvonurile pe care eu le aud pe piață este că, unu, Congresul nu a aprobat în decembrie, Congresul american, uh -huh. nu a aprobat în decembrie finanțarea proiectului. Și știți ce au făcut americanii pe data de 3 ianuarie? Au făcut o scrisorică, pregătesc o scrisorică, ori România au primit-o și n au scos-o încă. Apare dânsă. Așa, în care, simplu și frumos... Americanii cer ca România să financeze proiectul. Păi și. Nu dăm zeci de miliarde pe moment. Ce mai contează o Marius Tucă. centrală nucleară? Marius Tucă, sunt centrale nucleare neverificate. În Uniunea Europeană nu există aceste acest, nanotehnologii. Da, acest, tip, acest tip de. Da? Dar noi avem patru reactoare nucleare, două merg. Uh, uh, reactorul 1 mi se pare că își închide ciclul de viață foarte curând, trebuie să se închidă. Noi puteam să băgăm banii în reactoarele nucleare de la Cernavodă, care, Marius, tu că este ale, ele multele, este da. ale statului român, adică ale poporului. Eu nu înțeleg niciodată cum conducătorii României nu se gândesc la proprietatea poporului. Păi nu interesează ce. Pentru că proprietatea poporului înseamnă curent electric mai mic. Proprietatea poporului la gaz și asupra gazului pe care l-am dat austriecilor însemna preț mai mic. Da. Și? Eu asta aștept în 2024, dar nu se va întâmpla. Și atunci, Aveți ne, trebuie un președinte, atunci ne va trebui un președinte care da. să spună la un moment dat, ajunge. Mm. Ajunge. Păi și va veni președintele ăla? Eu ala. sper să ajungă, să, 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 a luat trenul, am înțeles că a luat trenul, a plecat ca moșcărăciun păi da, da, cu Reni, cu, cu de nasul roșu. Poate cu, cu expres polarul și ăla e un tren destul de ciudat. Destul de ciudat, de ciudat de ajunge, da, nu ajunge. Apropo ala. de alegerea președintelui, da. văd că acum PNL-ul vine, și cred că și PSD o cumva e de acord ca turul întâi alegerilor prezidențiale să, ai, să să aibă loc odată cu alegerile locale. Este furt de vot. Confirmați, da? Da, este furt de vot. Dar de ce ar face ei chestia A, asta? că pentru că Ciucă nu trece de 10%. Așa. Așa, cu toate uh, batistele frumosului nostru prieten și dragului nostru prieten Rareș Bogdan. Prințul... Așa, prințul Falac, da, da, prințul Valach, Așa, cu toate... e prins Valac cum sunt eu, Strigătele prințului Valac, da. așa. Nu ne-a anunțat, nu n a încercat să, să facă pe deșteptul și ne-a anunțat că viitorul președinte va fi unul, domnul Ciucă. Așa, Ciucalnost. Așa. N-are cum să fie pentru că domnul Ciucalnost are un dosar, nu penal, care e pe drum. Știți, va avea loc exact ca Ce principiul lui Cățu Mățu. Nu, ce? nu, Păi și Cățumățul a avut un dosar. Dar ce dosar are? Dar nu de aici, din România. Cățumățul i-a venit dosarul da, venit în America. Din, de, de la aliați. De la aliați. Ce dosar are? Păi e? nu am înțeles că Tehnologia la fel. Cum? Tehnologia transmiterii tehnologie? e pri, tot prin UPS. A, ah, și vine tot de prin, la... Tot prin... Și vine uh, de la... Nu e prin Glovo. Și vine tot de la partenerul... Așa strategic. am înțeles. Dar ce aveți cu Glovo? Că globo ți-a ducea... Păi, nu, nu, pe păi asta spun. A, vine nu, prin... e, nu e prin Glovo, e prin UPS. Adică e prin poșta americană de, de, de mare am... tiraj. A, am înțeles. Înțelegi? Și am yes. înțeles... Păi, și am înțeles că e aceeași tehnologie. La cât sumuțul l-au lăsat un an prim-ministru, și după a primit șeful statului păi român da, da un telefon. Că nu mai e nici prim-ministru, e președintele senatului. Da, da, dacă vrea să fie candidat cantitat la mm. prezidențiale. Da, așa. nu trebuie să aibă dosar. înțeleg că e aceeași Dar are și Simeon cu dosar. Stai zici că toți o să aibă păi nu, dosar. Are, nu, nu, Simeon are, are de mult dosar. Un nu are rând. dosar acum cu spita asta, cu, a ajutat cu spitalul, cu spitalul, cu ajută, da, Am văzut. Acum, acum Domnul Harman, da, vă rog. Să fim serioși, nu, nu domnul Simeon are, are dosar, el a inventat Rusia că e, că e agentul lor. Da, eu când e. îi aud pe, pe toți ăștia care spun, da, când l-am auzit pe șeful fostului serviciu de informație al Moldovei, da, Moldovei. Hai, așa, care ne-a spus că domnul, domnul Simeon este, este șpion rus, spion rus, mă gândeam, da. haideți să vă păsesc eu o scenă, acum 15 ani, eu la Chișinău, coboram de pe nu, cal. Nu vă văd la da, Chișinău. Da, am fost, da. Da. Eu la Chișinău. Coboram de pe, de cal, venisem cu calul în spume, de la Kiev. Și cobor la Chișinău. Acum explic ce... Și int intrăm pe un culoar la celebrul serviciu de informații Moldov, din, din așa. celebra clădire. Se cheamă fost... cumva, dar nu mai țin. Așa, așa. nu mai știu. SSI, nu mai știu. Da, da. Așa. Și la un moment dat, vă jur, de deci, scena este teribilă. Ieșim din lift și o luăm pe un culoar. Nimeni nu ne aștepta, nimeni zice că acolo că e zi, e cent centrală nucleară, curat totuși. Și la un moment dat, din stânga, așa, brusc, domnule, apare o Natasha, jur. O Natasha. Domnule, era doamna, întâi a apărut de din, de din fața dânsei și apoi dânsa și într-o moldovenească excepțională, eu fiind în fața delegației, dar eu nu eram șeful delegației, dar cum am coborât din lift? Ați nimerit primul, Am nimerit primul. Vine la mine... V-ați întâlnit cu dânsa. Poziție de drept... Nu, ia, venea așa... Venea și da. Și într-o moldovenească... Perfectă. cu accent de pușchin, mă întreabă, ce ai? E ca Și eu zic... Și eu n-am înțeles. Eu mă uit la ea, dânsa era cu două capete mai înalt Tă decât mine. Natasha. Așa, dar Natasha Săraca încerca să tragă de din fața dânsei, ca să nu vă folosesc, că sunt nesare ce ne au. Vă, vă gândiți a, așa, nu, nu, că dânsa era, a, era, era avansată în fața mea. Și eu nu eram cu nasul decât în, zic, în, față. în față, că dacă dânsa era cu două cape. și, ne, așa, și la masă suntem trei. Eu de pe calul spuma din Kiev, eram da. plin de nervi ce văzusem în Kiev acum 15 ani. Exact 15 pe ani. Și acum... Așa, nu, că acum nu mai, e, gata. Numai. Nu, nu am făcut infartul, gata, nu mai. E, Aha, nu, da. așa. Și? și? doi, un american și un britanic. Și ne așezăm, Domne, și iar cum ne așezăm, eu cad între american și britanic. Dar americanul conducea delegația. Delegația, da. Și apare... Șeful care zisă de Simion. Ah, de la. Dom'le, și s-au așezat 11 în fața noastră. Jur. O masă 11. lungă de care... Noi eram 11 trei... bucăți. 11 bucăți. Britanicul se așează lângă urechea mea și zice, auzi, din ăștia, cât sunt ruși? Când ai ruși. Adică? Cât sunt ca da? cât sunt... Cât sunt... Zice, și cât să -ai, ai noștri? Zic, ai tăi? În niciun Zic, caz. Zic, hai să-l întrebăm pe Gionică de, de aici. Poate mm -hmm. o avea și el vreun, vreun portar pe undeva. Mm -hmm. Asta era cu 15 ani. Și l-auză acum trei luni pe domnul la ordinul clar străin, să fim foarte clar al doamnei Maia Sandu și doamna Maia Sandu, nu mișcă, nu respiră, nu inspiră, nu expiră, nu face absolut nimic fără aprobarea prietenului său de la Berlin sau de la Paris, că Simion este agent rus. Oameni buni, sunt profiler de 30 de ani. Dacă Simion este agent al cuiva, nici al nevoastă sau nu e, ca să fim clari. nu are prototipul, n-are psihologia. La aduc pe domnul profesor Butoi și vă scriem aici pe tablă da. ce înseamnă profil de spion. Deci nu e... Simion nu răspunde nici măcar la da. ultimul. Deci, repet, cred că nu e agentul nici al unei vastă sa. Păi, abia a... s-a căstorit, așteaptă un copil, așteaptă un poate, un copil devine între... poate devine între de... timp. Da. Așa, am înțeles că la, Anca, la prietena noastră, Anca Alexandrescu, a anunțat că vor șapte copii. Așa, așa am înțeles ieri. A, ceva asta de acel... e, mă, familia, așa. e și vorba de ce o să voteze. Dar mă întorc, mă întorc la scenetă. Da, da, mă întorc la scenetă. Așa. Ce voia moldovenii aceia, ce voiau acei moldoveni să ne impresioneze 11 în fața a 3? Așa. Bineînțeles că la primele întrebări nu au avut răspuns. Celebrele au răspuns, venim noi cu, ne vom interesa. După aceea, americanul a condus, eu am preluat și am intrat în doi pentru că i-am identificat care erau, așa zis, și generali ascunși, adică ascunși și așa. I-am pognit pe fiecare, unul se afla, era pe, pe transfrontra... Transf... frontalier și nu știa, nici, cred că nu știa nici cât puncte, câte puncte de frontieră are cu Moldova, iar altul era pe contrainformații. Și bineînțeles că eu am venit cu un articol din Kiev. Nu știi ce, ceva de acest gen? Și Moldavul îmi zice, eu nu citesc rusește. Zic, nu ah. că e în engleză. Păi nici în engleză nu Așa. Citea. Și el îl ia, n-am să-i încerc, îl ia, să uite, își pune ochelarii lui, așa, Ce da, e în engleză. Zic, așa. Era vorba despre dânsul. Bun. Da. Haideți că ne pierdem în, da. adică și cu spioni și cu asta, da. și cu tot ce se întâmplă. Nu, deci, șeful statului viitor, trebuie să înțeleagă un singur lucru. Va fi înconjurat, repet, ca ciucă, de indivizi care sunt spionii altor. Agenți, nu spioni, care sunt agenții intereselor străine. Da, domnule Harman, de dar de ce vor alegerile prezidențiale primul tur cu alegerile locale? Voturile. Ca să fure Cum voturile? să le fure? Păi este foarte simplu. În mintea omului, da. eu mă duc să votez un primar. Mm -hmm. Și dintr-o dată vine și îmi spune, nu trebuie să votezi președintele. Primarul și președintele sunt funcțiile din punct, din, al Uh, uh, cum se cheamă, de alegeri, a al limagologiei electorale, ce mai, cele mai importante. Că primarul îmi dă aprobare, să-mi zugrăvesc da, gardul. Președintele, și președintele e președinte. Da. E, președintele. e ei aici vor să joace. Pe de altă parte este și adică singur. Adică e era avantajat, iar avantajat. Nu cred că e era avantajat, cred că îi bagă în mormânt efectiv îi scoate în istorie. Dar mai mult decât atât, este și singura formulă constituțională în care există un tunel în care cineva din Curtea Constituțională, bine sfătuit de către forțele de bine ale democrației și drepturilor omului din România, să voteze pentru. Altfel, nu se pot face. Deci, alegerile europarlamentare nu se pot cumula cu alegerile locale, alegerile locale nu se pot cu alea generale. Etc. Aici ar mai fi un joc de jucat. Liberalii joacă foarte slab, nu au candidat la președinție, ciucă nu este candidat. Repet, tehnologia va fi identică cu tehnologia lui Câțu-Mâțu, dar, în cazul lui. Iar dacă vrea PNL-ul să fie la mâna PSD-ului la, și asta e foarte interesant, la alegerile cumulate locale și prezidențiale, să știți că aparatul de vot al PSD-ului este de cinci ori mai puternic și mai mare și mai bine organizat decât cel al PNL-ului. Vedem, de 34 de ani. Mai e varianta asta discutată în ultimele zile cu Iohannis care renunțat la funcția de... Președintele României, ca să se ducă președinte la Consiliul European? N-are cum. Michel uh, pleacă pentru că el se va duce în campanie, deci președintele da. Consiliului Michel. În aprilie se mai. duce în aprilie. Nu trebuie să plece, cred că prin martie-aprilie. De ce? Pentru că listele se depun în țara lui, el se duce candidat a. la europarlamentar. Deci va fi din... candidat. Da? Așa, și nu are cum să mai fie președinte Bun. la Consiliu. Și nu, poate... și nu. Conform tratatelor fondatoare. Cine preia interimatul Cine preia interimatul? este țara care conduce Consiliul. Pentru următoarele șase luni este Ungaria, adică este Orban. Și acum toată presa occidentală era va isterizată. Că va fi că Orban care Orban, va Orban, dacă Pinschel se duce candidat la europarlamentare, a anunțat. Or, anunțat. Orban poate să ajungă prin, uh, uh, prin faptul că așa este protocolul, uh, uh, așa scrie. Păi, și dacă se duce Ioanis. Păi n-are cum că România nu conduce Consiliul, este păi, uite, Ungaria. Mai aici, a fost premier italian, Mario Draghi, principalul candidat la președinția Consiliului da, European. Ai cu tot altceva, după alegeri. Potrivit Financial Times, dar numai după alegeri poate după să legeri. fie. Da. da, ciudat mi se pare. Nu, în interiorul aceleași administrații, pentru că vorbim până la alegerile europarlamentare. Păi, da, dar pleacă omul ăla, rămâne pleacă. postul vacant. Da, și postul vacant este ocupat conform -l -l constituției, de Const constituției de către... Șeful Constituții... statului Că că europene, stă, 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 mă rog, se cheamă tra tratate, tratate. Deci Marius, în uh, da. încă o dată, conform tratatelor fondatoare Șeful statului care Dar conduce... Dar tu nu vrei să fie Iohannis, de fapt asta e discuția. Păi nu, da, Iohannis se, vi, se visează în acest moment. Bun, secretar general al NATO nu e, pentru că va nu, fi... Ru, e, da. Rute, va fi rute, e, deja se cunoaște. Da. Uh, americanii au lăsat femeile din pre premierele, doamnele prim-ministru din, din estul Europei să tânjească. Da. Uh, și în alt, după în domnul Iohannis, mai poate ajunge doar în alt reprezentant al... Uh, pentru politică externă. Bun. Domnul Borel, noul grădinar al Europei. Bloomberg, 2024 este anul alegerilor și aceasta este o amenințare la adresa democrației. Peste 40% din populația globală va vota anul acesta și avem șanse de 10% ca totul să meargă bine. Scrie un editorial în Bloomberg. Da. Păi de ce să meargă? prost. Păi nu. De, e de ce, ce e o amenințare la Este atestui? o amenințare pentru că dacă 40% din populația lumii votează, din ăștia 40%, 90% sunt împotriva sistemului creat de democrație. Actualului sistem, care nu mai e democrație în care dacă spun eu ceva, vine ce ne iau ăștia amendează. Aha. În care în Germania agricultorii trebuie să blocheze 90% din marile autostrăzi germane și știm ce sistem de autostrăzi are Germania, ca să nu vină vânzătorul de apă minerală Olof Scholz să le taie subvențiile. De ce le-a tăiat subvențiile? Ca să trimite banii în Ucraina. Și i-au apucat pe fermierii germani uh, Nervii. Problema este că așa a făcut și Macronul nostru cel de toate zilele în Franța și s-au bătut cu Gilet Jean, s-au bătut trei ani de zile. Da. da. Ce scrie e un pericol, într-adevăr, ca 40% din populația nu se voteze împotriva establishmentului ului de, de ce zice, cum se termină articolul ăsta? Mm. Deci, care sunt șansele să iasă totul în regulă? Alcineva decât Trump să câștige președinția sua, adică dacă este Trump nu e bine, ne. Marea Britanie să-și recapete simțurile? Ce și-a pierdut simțurile? Da, Marea adică Britanie? să se întoarcă în Uniunea Europeană să fie sluga lui Am. Nenea Scholz și al lui Tobarășu. Am înțeles, nu Iertați-mă, dar Scholz nu poate să aibă slugi, adică el însuși, e, el pentru el e o e definiția China să fie descurajată să-și invadeze provincia necinstită, Orientul Mijlociu să-și găsească pacea, iar dictaturile să cadă în stânga și în dreapta. Dacă îți permis să visezi puțin, s-ar putea să, un, să apară un caz optimist. Numiți-o lumea 10%. Cu alte cuvinte, cele mai rele scenarii au crescut de la 20% șansele de a se fructifica, uh -huh. adică șansele de scenariile exista, da, rele, da. acum 4 ani la 90% astăzi. Da. Hai, domnule, explicați că nu mă pricep adică la domnul Domnul Bloomberg, adică tovarășul de la Bloomberg, Bloomberg care scrie, ăsta, da, a, scris nu e el care scrie. Că scrie Scrie doi... doi, doi, ziariști. Doi ziariști, da. Doi, acești doi analiști care scriu conform dicționarului lui Șoroș și al lui... Dar la... Șoroș are dicționar? Așa, da, de cum? Dicționarul și. ce conține dicționarul? 500 de cuvinte. Așa. Naționalizare, care... socialism, comunism, începe trească poporul, schimbarea sexului la 5 ani, Așa. La 5 ani, așa, da, așa de vreme. Așa, da, așa da. de vreme, așa. Arestarea părinților care se opun uh, schimbării. Culturii, schimbă, uh, schimbă. acestei culturi a schimbării sexului, și împușcarea celor care se vor spăla, că folosesc capă, celor care vor cărbune în loc de să mănânce iarbă, cărbune în loc să, să ardă iarbă în sobe, celor care vor gaze, uh, bineînțeles, distrugerea tuturor culturilor de tip China, Rusia, Pakistan, India. Astea sunt culturi care nu merge tovară și că ele, 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 culturile astea deci vreau... e dicționarul ăsta e dicționarul al web, al lui WWF uh, al lui World Economic Forum, al lui, cum îl cheamă domnule până în țălă ăla de 900 de ani, Matus Alemicul nostru, care e bun prieten apropo cu Joana, care se, vrea, se visează, nu se vrea, se visează. Că Aveți că... ceva împotriva candidaturii lui Mircea Joana? Da. Uh, confirmați, da? Nu poate să vină un secretar general adjunct al NATO. de cabinet să? De secretar general NATO, care nu are nicio putere în NATO. Păi, dar de ce deci aibă? nu poate să vină ajunctul unui care nu are nicio putere. Așa. să fie comandant șef al armatei din România. Dar bine că a fost Iohannis, ce să păi spun. nu. Mă, Ei, nu. Măcar Iohannis, măcar a condus o primărie. Joana a condus ministerul păi de externe între Icre și Gagici. România, că furat Băsescu și nu cu Nu știu dacă furat Pe l-a furat Băsescu. cu sufrageria al Oprea cine l Tot așa Oprea cu col de asta vreau să păi spun. asta spun, de ce erau oamenii, nostru, erau oamenii mei. Toți ăștia, că toți erau acolo, că era, era ei erau mulți. Ei erau mulți în sufragerie, că, erați în erați cu, americani, vedeți că nu, cu, cu americani, Eu eram cu, americanii. nu, da. vă mai place da. Joana. A, păi așa, rog. nu. Joana nu mi-a plăcut niciodată. Pentru că eu știu ecosistemul care și l-a creat. Iertați-mă. Bun, hai să ne întoarcem la dicționalul da. Deci, confirmați analiza din Bloomberg. Da, Mi se pare sunt speriați că oamenii vor vota împotriva lor. Mm -hmm. Înțelegeți? Da. Uite, noi avem acum uh, minus 5 grade în România, dar voi știți că este cea mai a fost astăzi cea mai friguroasă zi, că au anunțat doar că a fost cea mai, așa. 2023 a fost cel mai călduros an da. din istoria umanității în ultimii 100.000 de, de ani. 100.000 de, ani. Așa, Correct. numai că problema este că ei au spus că calculele s-au făcut din 1850. Nu știu cum e 100 de mii de ani, când din 1850. Că cu 100 de mii. Așa că din 1850 până astăzi nu sunt 100.000 de, de ani, nu chiar nu, nu, sunt, nu sunt. sunt. 174, așa, 4, da. De ani doar, nu, nu da. atâtea zerouri. dar Astăzi s-a anunțat, a fost cea mai friguroasă zi da. De pe planeta Pământ, așa, Unde? în uh, nordul Europei, și uh, atât de frig a fost, minus 37 de grade. Eu am râs la vederea acestei informații. De ce? Pentru că asta e tot politica șoroșistă, dicționarul acela, foarte strâns și scurt. Are și cu încălzirea globală? Păi nu, păi se regăsește. Se regăsește. De ce? că. Uh, Uh, drama este, este, este ceva cumplit. Drama este următoarea. Fraților, eu în Canada, eu am prins zile și nopți de minus 45 de grade. Păi, Canada e departe, domnule. Nu, 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 e Montreal. Nu e chiar departe. E chiar bine, Canada. Da. Hai să vă povestesc eu. Eu am avut în Canada și câini și pisoi. Mie mi-au plăcut animalele. Mm -hmm. Așa. Păi, ați fost și în Canada, acum am Da, am a... fost și în Canada, am fost și în America, însă știți. Da, mă rog. și... A, în Canada Eu am avut și un câine și un pisoi Ce făcea pisoiul șmecher? Deschidea mușa da? mm -hmm. La minus 45 de grade Să le dau voie să iasă să-și da, facă da, da, nevoile nevoie, da. Pisoiul de aștept Lăsa pe fraierul de câine Ăla un, un, uh, un dog german da la mm -hmm. adevărăciune Ăla mic așa, mm -hmm. un gri Un pisoi gri Asta se dădea așa în, în spate Ieșea vigilios și Curajos dogul câinilii. Scheuna. Deci, el deci, bea el, Arctic. Bineînțeles da. că pisoiul cea frumos. Cam așa ne fac și ăștia. Adică soră și cine? Dogul sau pisoiul? Nu, pisoiul! Ai și episodic. ne trimite pe noi fraierii. Deci nu credeți în încălzirea globală. Eu nu cred în fenomene pe care nu le pot explica. Și am să vă spun de ce. Și eu am mai păi explicat. nu cred în nimic. nu, 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 explic. nu, ba da, ba, da, pot să explic adică pot să-mi explic de ce fenomenul. e și Băsescu de două și Iohannis de două Da, aia pot să vă dacă, explic. A, nu, aia aia pot să, vă pot să vă și eu dacă vreți. Da, da. Da. Nu da. cred, de exemplu, atâta timp cât nimeni pe această planetă, ca om de știință serios, nu Greta Thunberg și alți fraieri, da. nu mi-au explicat ce înseamnă vreme. Și mecanismele formării vremii pe această planetă nu se cunosc. Nu se cunosc. Nu se știe de ce. Într-o parte a planetei avem două anotimpuri, într-o parte avem patru anotimpuri. Păi, s-a explicat asta? Nu s-a explicat științific. Niciodată. niciodată. Nu există păi, explicație științifică a vremii. Cum, de exemplu, știm ce e a legea gravitației. Se rotește Pământul? Nu e adevărat. Păi avem că calendaristică. Ce avem știm ce e a legea gravitației. Solțitiu de vară, solțitiu cum, Nu, nu s explicat? da. Ca să explicăm. Știm ce e a legea gravitației. Noi Noastră... da, avem sostițiu de iarnă. O clipă. Avem solstitiu, Nimeni n-a explicat de ce Pământul are gravitație. Asta, Planeta. Asta mai lipsea să. să păi nu. Sunt deci, multe lucruri pe care nu trebuie să ni le explicăm. Păi, nu, trebuie să ni le explicăm. Ca să vorbim de încălzirea globală, trebuie în primul rând să-mi explici, ca om de știință, da. ce provoacă vremea pe această planetă. Și de ce nu avem vremuri, vreme, pe Lună, pe Marte, pe Jupiter. Pentru că nu există... Ce? Nu există viață, că nu există... Avem bun, da, nu a... -avem, emisie Intrăm de carbon. exact. așa, bun. bun. Dar, și cea mai frumoasă e chestia asta cu emisia de carbon, care este deci nu e explicată vremea. Păi avem solstițiu, avem... Nu sosticiu. este explicată. De unde? A, le avem. Păi, le avem și ce, ce se, se întâmplă. Că de e ce au apărut. De care e mecanismul? Mecanismul este de... Nu, 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 se nu, e. Nu, 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 nu se răspunde prin rotație. Rotația de totul. Rotația de și da, Marte se, rotea, păi, se, se rotește. Păi Jupiter luna, se rotește. Atunci de ce nu credeți în lună plină? Păi că o văd. Și nu, 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 văd. nu elementele, fenomenele care uh, sunt asociate cu lună plină. A, ce fenomene sunt? Că nu știu, asta nu știu. A, cum, când spui că e lună plină? Așa, nu știu. Te nu nu știu, abarnam, nu știu. Mă măcar te, m te, <laughs> te <laughs> <laughs> nu știu. E și nu știu, adică abarnam, adică. Nu vreau să intru deci, în misticism, dar eu este clar. Eu nu cred în fenomen. Eu nu cred în definiții care mie un om păi, de știință păi. nu mi le-a explicat. Păi, uitați-vă aici. Ia spune Ce zice lumea se apropie inexorabil. Da, inexorabil. Da? de pragul de Plus 1,5 grade Celsius, Eșa, Celsius da, da. De încălzire globală Stabilit de acordul de la Paris uh -huh. A estimat maz programul european Copernicus Le Figaro da. Așa. Observatorii nu au așteptat Până la sfârșitul anului pentru a spune Acest lucru, dar acum este sigur 2023 a fost într-adevăr Cel mai cald an înregistrat după cel Puțin 1850 Depășește chiar cu mult 2016, pe recordul anterior, a confirmat mas programul european Copernic Copernicus privind schimbările climatice. Această încălzire este direct legată de creșterea concentrației de gaze cu efect de seră în atmosferă, uh -huh. cea de dioxidului de carbon, ajungând de exemplu la 419 părți pe milion în 2023 sau cu 2,4 mai mult decât în 2022. Uh -huh. Și a fost de asemenea întărit anul trecut de variațiile climatice naturale, cum ar fi fenomenul, știu de toată lumea, El Niño, o, anomalie caldă în apele ecuatoriale din Pacific, care tinde să încălzească temperatura globală. Păi să dă aici... Da, se, dai dă explicația. Se explicația. Știi, mie îmi place cifra aia cu milioanele pe cât, pe tonă, pe... Ălea, ălea, da. Știți cât, cât, care e de carbon în atmosferă? În atmosfera pământului. pământului. Știți care e concentrația? Cât? 0,023. Cât? Da. Păi. Da? Știți cât, cât este la ora actuală concentrația? Care este concentrația naturală? Să păi asta are. spune că dioxidul de carbon da. a ajuns la 409 de Datele pe științifice, pe datele științifice în acest moment. Nu ne și le putem, și le putem dacă ne întrebă CNA, chiar le putem prezenta. Așa. Ștince, arată că această concentrație de dioxid de carbon da. a scăzut în atmosfera Pământului. Păi da, dar a crescut față de... Asta spun ăștia. Ce nu, 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 nu a crescut față deci de nimic. Deci la Copernicus. Nu, știu. Nu, nu, mic, nu, nu, Ei manipulează datele. Un minut și am să vă explic de Da, ce vă rog. Ei manipulează fundamental datele științifice. Da. Pentru că nimeni nu stă să întrebe ce e a milionul pe kilometru pătrat, ce e a tona, ce e a... că nimeni nu stă să întrebe. Da? Da. Dacă noi reducem dioxidul de carbon din atmosferă, noi ne sufocăm. Viața pe pământ Numai... a apărut într-un ecosistem. Iar ecosistemul propune, noi suntem viață în bază de carbon. La și dau un singur exemplu. Toată viața pe suprafața acestui pământ este, bază, este în bază de carbon. Da, îmi da? pare rău că trebuie să vă... Eu, o clipă că n-am da, terminat. Rog, La fundul mărilor sunt celebri vulcani, care explodează mai rău ca Etna. Mm -hmm. da? Dumneavoastră știți că acolo s-a crezut că nu trește nimic. Acolo s-a descoperit un ecosistem de viață extrem de complicat, extrem de complex, pe bază de sulf. Iar teoria ucigașă pe care noi o avem despre ceea ce se întâmplă pe Marte și pe Jupiter este că este o formă de viață pe bază de silicon. Mm. Oameni buni, când tu îmi spui să reduc concentrația de dioxid de carbon în atmosfera Pământului, înseamnă că îmi spui de fapt că trebuie să reduc viața, forma de viață pe care noi o reprezentăm. Mm. Leul pisica, omul, copacul. Întrebarea mea fundamentală este pentru cine spun acești oameni că trebuie să reducem? De ce să facă asta? De ce să o facă? De ce? Și nu există decât un singur răspuns. Ori sunt toți buni de duși, nu știu unde. Că se medichează. Ori vine extraterestri. Nu. Ah. Ori este o strategie ca să, ca să transforme umanitatea să o condiționeze, să-i condiționeze viața. De ce? Până acum am avut... Păi nu păi de am... suficient să fie COVID, nu trebuie să... Acum 20.000 de, de ani am avut zi, viața de trib, stăteam lângă foc, noaptea ne apăra unul, da? care să ne apere de animale sălbatice. După aia am avut în toate perioadele condiționări de viață. Sistemul social nu s-a explodat. Nu e suficient să vină COVID-ul ca să rezolve chestia păi de care... Ce păi da, uite aici, a, că îmi pare rog că vin cu da. chestiunile științifice. La poli, care se încălzește mult mai repede decât restul globului, aceeași observație. Gheața uh -huh. din Antarctica, care e explicația dumneavoastră aici, a atins minime record de peste 8 luni, iar întinderea sa a atins cel mai scăzut nivel zilnic și lunar în februarie 2023. Așa. În nord, vara trecută a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în, Art în Antarctica, cu o temperatură medie de 6,4. Grade Celsius, conform datelor recente de la Agenția Americană pentru Atmosferă și uh, uh -huh. Ocean. Extremele pe care le-am observat în ultimele zile demonstrează în mod dramatic distanța care ne separă astăzi de clima în care s-a dezvoltat civilizația noastră. Deci exact pe dos față de ceea ce spuneți noastră. Pe clima în care s-a dezvoltat civilizația umană a fost mai caldă decât acum știi care e chestia? Eu, mie că că ea, eu nu vreau să mai fie la fel de cercetările cald. Științifice, cercetările științifice, mai ales ale solului, când te duci și, și sapi și găsești, se arată foarte clar că în jur de 150 de metri 200, da. care înseamnă 200 de metri adâncime, dar Domnul, 200 de metri, o clipă, înseamnă aproape 40 de mii de ani. Noi avem, noi avem, pardon, noi avem natură luxuriantă. Pământul era cald. Deci se demonstrează. În zona Herculană și în zona Oltenie era, era o zonă mediteraneană. Era zona mediteraneană. Iar, avem și, și dacă acum vorbim, avem cu da. Iar dacă vorbim de Arctic, dacă vorbim de spațiul Arctic, da. eu reamintesc harta Piris Reis, Piris Reis, care există la, 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 dusar. la Turchie, ca așa se cheamă în Turcia, ca să nu mai spune că americanii tot o confundau cu Turkey, mm -hmm. adică cu... Curcanul. Cu pardon. cu curcanul și atunci i-au zis Turcie. Domnul Harman. Harta aceea arată un continent întreg, care astăzi îl vedem acoperit de zăpadă, numai acum 15.000 de ani, într-o civilizație luxuriantă. Da, civilizația umană s-a dezvoltat într-un pământ păi bun, cald. S-a schimbat, deci, până la urmă. Mie știți de ce șoc, mi-e teamă, -un că asta nu vreți să mă înțelegeți ca realizator, ca om. Pe acest Așa, spământ. ca om, da, da. Eu da, da, aș da. fi vrut că ei zic că în 2024 o să citesc imediat, probabil că e cel mai cal în istorie. Da. aș fi vrut ca sfârșitul lumii să, să fi venit totuși când era Băsescu președinte. Înțelegeți? Adică să păi nu, se să-și fi terminat... Pă cum să păi se să nu, nu, să nu-și nu -și fi terminat mandatul. Păi, păi, cum păi nu, păi să se termina și... Păi nu stai o clipă că să termina și... Păi nu, a rămas și... de zile cu el, de asta zic. Păi asta... Păi eu vreau pedepsit. Măcar Măcar să-l no, văd după gratis. Dar să fi terminat, să fi venit atunci. Și uite, ca să încheie aici. Așa, ia uh, Extremele pe care le-am observat în, uh, așa, unde termina asta, uh, 2024 ar putea fi și mai cald. Temperatura medie globală este de așteptat să fie între 1, să crească de fapt, da. 1,34 grade Celsius și 1,58 grade Celsius, Celsius peste era preindustrială. Uh -huh în timp ce fenomenul El Niño nu a fost, nu a atins în capogeoi. Și El Niño ăsta mă, 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 da. mă, mă descurajează și mă îngrijorează Ei, în acum, egală măsură. Marius, da. uh, Marius tu, hai să fim foarte clari. Da, domnule profesor. Uh, omul din cavernă, dacă ne luăm după ce spui tu, omul din cavernă, din nefericire, n-ar fi trebuit să mai trăiască. De ce? Dar păi, nu mai au ce spun eu. Spun... Păi dacă, dacă ce citești ce zice, dumneata ce zic? aici, ce, ce zice păi oamenii de știință. Da, oameni așa de Păi, stați o clipă. Înseamnă că era atât de de frică că s-a încălzit planeta. E așa, spun, da? Că s-a încălzit un preindustrial. Păi, preindustrialul este și perioada de acum 40.000 de ani. Că nu măram peșteri. Păi, trebuia să moară de frică, domnule. Nu mai trebuie să mai facă copii. Domnule, dar acum, vorbind că se poate de serios, vara care a trecut a fost caniculă din aprilie până în noiembrie. Serios, acum. Octombrie. Octombrie, inclusiv, da? Totuși, eu mi-aduc aminte că nu sunt și de iernile grele în copilărie, și că de verile foarte călduroase. Da, da, verile erau da, foarte da? călduroase două luni. Erau iulie-august da, da, așa este, așa este. Da. Serios nu mai acum, avem 4 adică patru tot... anotimpuri, avem două. Avem anotimp. Dar acesta nu este datorită activității Bine, industriale. Bine, și nebunia asta, că au venit acum minus 5 grade. Am stat la minus 20 de am grade, am făcut 20 gardă de grade. 3 ore, da. 6 da. ore și așa mai da, departe. Da, am făcut armata la, la minus 20 la tecuci, de grade. La tecuci, la minus 20 de grade am stat în gardă. Exact. Nu că am făcut armata, eram în câmp, simțeam... Nu, deci am făcut armata simțeam la, la tot minus tot tot frigul 20. lumii, da. l -l simțeam în în gardă, da, da, era Și erai pe punct de... De, de urmărire și sau erai pe pământ? Eram, eu eram sus eram, și băteau un vânt. Eram pe pământ și trebuia să urci acolo. Și da. am inventat o chestie care a ajutat foarte mult generații. De -aia. Ur, așa. Cu jambierul pe cap și cu căciula. Pentru că jean pierre și făceai la gură și da, la, la nas, făceai jean pierre nu te lăsa să vezi prea mult, oricum nu vedeai că bătea crivățul ăla, era ceva infernal. La și tecuși, da, avea și, un... Da, exact, a, era, venea de, de la prietenii, de la, prietenii de la prietenii ruși. Da. Prietenii, la prietenii ruși e, e. și jean pierre ăla ți Așa păstrai azi. fața, altfel De scadea. la Caracal te-au trimis la tecuci? Da, ce are, domnule? Dumnezeu, ce cât făceai? Are. 12 ore? Cât făceai cu trei? Nu știu, am făcut și trageri de noapte, am făcut armată. Da, și am făcut Bun, Proastă da. sau veștile proaste nu mai vești proaste, mai aștept. Dom'le, de ce ai cu, la începutul anului cu veștile proaste? Ce păi da, am dat și titlu aici, ce naiba. Unde l-ai dat? Vești proaste, e pe ecran. A, da? da. 2024 este anul noii drepte. Care dreaptă? Aia făcută Populiștii de șoroși sau europeni de... sunt în pragul puterii reale, scrie jurnalistul John Lloyd în publicația asta, nu știu cum se citește. zice, dintre torentul de alegeri programate în întreaga lumea aceasta, Așa. în între, întreaga lumea nu aceasta, cele mai transformatoare promise se întindă pe un întreg continent. În toate cele 27 de națiuni care constituie Uniunea Europeană da. și care își vor cere cetățenilor să voteze pentru parlamentarii UE la începutul lunii iunie, cel puțin un partid nou sau de extremă dreaptă este acum activ. În mai multe, Finlanda, Italia, Slovacia, Suedia, yeah, yeah. aceștia fac parte dintr-un guvern de coaliție de dreapta. În trei, Ungaria, Italia, Slovacia. E, ei chiar conduc governul, guvernul. ce Cum da. comentați? Este foarte simplu. Populiștii trebuie să, să câștige mm -hmm. pentru a vedea dacă sunt în stare să guverneze. Eu am spus-o întotdeauna. Orice partid trebuie să câștige puterea. Este menirea unui partid politic. Dacă popoarele consideră că populiștii sunt buni, cu toate că noi îi numim populiști. De fapt, ei nu sunt populiști. Ei sunt Uh, dizidențe. Uh, uite, de exemplu, cineva din Germania și-a făcut acum un nou partid de dreapta, de o dizidență a SPD-ului. Da? A plecat din SPD, a ajuns uh, uh, om politic pe spatele voturilor SPD-ului din Germania. Ei sunt dizidențe la ceea ce li se pare în acest moment anormal. Și iertați-mă, este anormal să impui politică de gen prin directive europene și vine Parlamentul unei țări ca România și, și votează fără să citească. Este anormal să impui României să nu-și exploateze gazul că vine Greta Trotinista și ne spune că nu-i bun gazul. Este anormal să-mi cer 50 de miliarde de euro să le dau Ucrainei fără ca poporul, popoarii europene să voteze. Ca să vrea Van der Leyen. Să ne spună la, cum îl cheamă? laer, nu mai știu cum îl cheamă. O cheamă că care, da, care a avut poneiul. Da, aia care a, mâncat de lup. Da, de lup, așa. E mai care plângea, de... da, cu poneiul, după poneiul ei. Este absolut anormal ca politicile europene să nu fie votate de popoarele europei. Păi de aceea am creat noi doi sistemul ăsta? Da, noi l-am Deci păi dacă vin populiștii, ce se schimbă? Așa. Să schimb... Problema, în primul rând, este ca să întărească statele din care vin. Că de aceea avem în acest moment ideea de suveranism. Suveranitate. A, pentru că statele, statele, nu, mai sunt, nu mai uh, sunt puternice. Nu mai sunt suverane, nu de sunt mai independente. Da, pentru că de la Traian cu încoace ăla ca să-și salveze poponeața și scaunul, ca să poată să dea și el cu, să dea și el cu bănuțul, să mai rămâie cu o pensie, să mai rămâie cu ceva pentru fiice, pentru nepoți, pentru tot ce avea, Traian Băsescu a vândut România. Iar Iohannis... Nu a vândut o a dat o gratis. Păi, păi, el am spus. Fiți pentru atent, el. Fiți la, la, termen. La, la, la termen. Iar Iohannis, a vrut să fie sluga cea fericită a poporului român. Limbajul să o știți clipă. că totul. A vrut să doarmă da, bine da. mersi în pălățelele nemțeleilor de Hohenzollern, Palatul Cotroceni și alte pălate, așa. Și păi ca că acum... Care? Că nu mai e. Păi nu, că mai are la Sinaia păi, o vilă Sinaia. a A, da, a fost făcut tot de... Tot de, așa. Mai are, Ceaușescu i-a lăsat și vila de la Mare, unde se ducea, nu mai știu dacă se duce cu prima doamnă, se duce cu a doua doamnă, nu-mi nu dau seama încă. Încercați să păstrați un... Așa. Dar, nu, trebuie la un moment dat ca Uniunea Europeană să fie formată din state națiune, hmm. nu state slugă și nu șef de stat care se duc la Madame Merkel, cum făcea tovarășul Iohannis, și zicea, să trăiți, ce trebuie să fac? Ce să spun, și Băsescu nu era la fel ai, Băsescu a făcut la fel Păi nu, și cu licuriciu cel mare El de la început a, a pus licuriciu Cel mare în gură și că ea amici nu mai și contau a rămas Ești cu el. Și a până la urmă i-a demonstrat că, 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 că tanti germanica a, a, Bun. a contat uh, Uite, o să citesc de câteva rânduri în această analiză Și după aceea să ne certăm uh, pe ceea ce s-a întâmplat că Deci înțelegi, populiștii trebuie să le facă suveranismul Nu poți să te înțelegi cu el pentru că e foarte dur ca analist Da Putem discuta despre asta. Avem câteva exemple. Guverne care sunt deja instalate cu populiști sau suveraniști. Unul dintre ei Meloni, da? Și care vedem în cea continuare... mai mare păi, bun, tocmai asta vreau să spun. Ce cred eu da. despre da. populiști ca să încurajez oamenii să meargă la vot? Dar să, să voteze, adică da. să gândească de 10 ori, că după ce au votat, l-au votat de două ori pe Orhani și de două ori pe Băsescu, din punctul meu de vedere, e greu să mai voteze ceva bun sau că bine. Că noi în acești 20 ce? de ani am pierdut un secol. Păi nu, dar noi am votat. Nici noi, pe unul, nici noi, pe altul, niciodată, nu, nu. nici Marius, de două ori. Poporul român votând... Da, a pierdut un secol. În acești no, o jumătate de, de secol. Da, o noi jumătate. am pierdut 50 de ani de dezvoltare economică e bine și spus, 50 adevărat. de ani de dezvoltare spirituală. Și de 50 de ani de independență. De independență. Noi, noi am pierdut un secol. Ca Tocmai să această care. moderare relativă de către noua dreaptă europeană și apropierea tot mai mare de puterea acestora fac acum esențială raportarea mai atentă. Contra ce sunt ei, este clar. Cum vor face, nu este deloc clar. Mai mult decât partidele stabilite, le joacă acum pe statutul lor ca fiind noi și nepătați de compromis. Corect! Că și Simion vine Simeone. și spune de. Dacă noua dreaptă nu își poate îndeplini promisiunile pentru restructurarea rădăcinilor și ramurilor politice, se va clătina. Da, și mai Corect. sunt Iată, ia, Da, da, da mă da, 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 da. Acest nou an va fi, prin urmare, adevăratul început a celui mai mare test al lor, atât al organismelor democratice pe care pretind <coughs> că sunt, <coughs> cât și al politicilor pe care le afirmă le vor, că le vor transmite uh, țările. Sau țărilor, mă rog. Da. Bun. Uh, ce vreau să spun? Că Melonie este un prim exemplu și o prima dezamăgire. Da. De ce îl întreb analistul Harman? Cei care o să vină nu o să fie niște dezamăgiți la fel de mari. Eu cred că cei care o să vină o să fie la fel de mari, până când, prin această pritrocire permanentă, pentru că urmează... Adică schimbarea e importantă. E schimbarea importantă. Doi, părerea mea este că acest sistem, acest stat adânc, această corupție fundamentală, care l-a dat pe Băsescu, l-a dat pe Iohannis, și... în toate țările, l-a dat tot felul de indivizi. Eu cred că l-a dat da? și pe Biden. Dacă... Așa, Biden este corolar. Biden, păi dar e totuși America, țara... Este, este definiția corupției. Mm -hmm. uh, eu cred că în zona aceasta, numai o pritrocire, o secvență, uh, o secvențialitate de alegeri și de schimbări va duce la apariția unui om. Problema este următoarea. Și unui aici este un om providențial, un om care să schimbe pentru complet lume. pentru Europa și nu numai pentru lume, dar pentru, pentru Europa, dacă vorbim de Europa. Problema este următoarea. Noi gândim tot în termeni de organizație paneuropeană, de organizație hegemon al unui continent. Problema este că tu ai o linie Rusia, Iran, China, care gândește în termeni de națiuni. Noi gândim trebuie să vină un nu știu cine, la Bruxelles, să nu mai facă năpastele care le face. Să nu mai producă aberațiile intelectuale pe care le-a produs Borel, Michel, Iohannis și alții ca ei. Aberații, efectiv, aberații. Mm. Antisociale, aberații. Psihopatii le-aș numi eu. Problema este că ăla trebuie să devină dictatorul Europei ca să nu le mai producă. Noi nu gândim în termeni de națiune suverană, ci de Europa suverană, care este tot un pericol pentru națiunile Europei. Adică noi vrem o nouă dreaptă să conducă la Bruxelles, dar să conducă Europa. Nu să-și conducă fiecare țara lui. Păi odată ce ajung la putere acolo... Păi nu. Care și, putere? Conduc și fiecare Pentru țară. Că, nu, nu. asta e problema. Dacă Pentru va fi doar la nivelul va europei. Va fi doar la nivelul europei. Bun. Dacă va fi un populist deștept, jumate din tratatele mincinoase semnate în ultimii 20 de ani, 25 de ani, între statele Uniunii Europene, da. ar trebui să fie distruse. Adică Parlamentul European să spună, din acest moment, eu nu mai am voie să dau directive. Eu nu mai am voie să tai consumul de gaz, eu nu mai am voie să tai consumul de curent electric, eu nu mai am voie să, să, să slăbesc nivelul de trai al populației europene. Eu, populist, nu mai am voie să schimb sexul copiilor la 5 ani, să promovez homosexualitatea, nu mai am voie aia, aia așa. Vedeți noastră noua dreaptă făcând așa ceva? Nu. Eu vă atenționez că renesans al Franței, cel care, Macronul, care a distrus Franța în ultimii șapte ani și a pus un prim-ministru, primul uh, homosexual legal prim cel mai tânăr, 34 de ani. Așa. Dacă cineva și imaginează că la 34 de ani știi să conduci o țară, da, e... eu sunt papă. Stați un pic. Nu... Eu sunt domnul papă, domnul că ăsta nu, nu mai e papă. Nu ce e... mai aprindeți atât verbore. de tare, pentru că da. nu mai avem șervețele odată. Da, nu mai e aveți șervețele, aia, e, o e o problemă. E o problemă tehnică, așa cum e și la Schengen, da. că săracul ăsta, Predoiu, a făcut un efort monumental ca să ne bage pe aer și pe aia. Ați uitat să spuneți că o să fie grănicerii, polițiști, milițieni, austrieci. Nu, milițienii austrieci o să vin la otopeni. Păi la otopen. Și dacă păi nu-i place de caute? culoarea ochilor tăi, păi da, păi că mă n-ai blond, n-ai n-ai păr spus blond spus spus și n-ai da, n-ai n-ai albaștri. viza oricui. Da, da, nu, nu, n-ai n-ai ochi albaștri. Le luăm pe rând. Deci cu șervețele am lămurit o da. cu milițienii care o să vină să dubleze uh, polițiștii români și să spună: băi, nu e bun asta. Păi de ce nu e bun asta? Că zic eu că sunt austriac. Că zic el că este austriac. Bun. Am lămurit o pe asta. E vorba că lumea a fost condusă de un sistem. Da. Asta a spus și, și condus. Harman și este condusă da. în continuare. Da. Pe păi ce s-a întâmplat în Europa, da. miliardele pe care Ursula le dă pentru că face jocul americanilor. Da. Și Parlamentul European nu are niciun cuvânt de spus. Da. Ba chiar a votat, o a, votat, a votat o rezoluție o chestie. O chestie de da. foarte importantă pentru da. Europa. Da. Apropo de asta, dar ea poate fi schimbată. Deci, am avut un sistem. În spatele acestui sistem, să spunem, da. să-l cităm pe Harman, că stă Soroș. Nu și entități, nu e, nu e, multe, mult, mult, mai mai multe. Este mult mai multe. Mult mai multe, da. da? Bun, sistemul ăsta care vrea să vină și să schimbe lucrurile, da. cu un alt sistem, la e nivelul de sistemului. idei de, mai este că poate să fac asta dând suveranitate, că de-aia vorbim de asta spun. Dând suveranitate, și de națiunilor, de națiunilor da? Da? care să se reflecte și în mecanismele Uniunii Europene. Exact, exact. Și în legislația Uniunii, și, Uniunii Europene. Și, schimbarea, da. dacă da. se poate spune așa, schimbarea mecanismului europene. Adică Parlamentul European, să aibă un cuvânt mai important de spus atunci când e vorba de cheltuirea banilor celor din Uniunea Europeană. Și european. Și cetățenului, Că da. că da. Ursul la dă 50 de miliarde și nu. Că nu Și nu întreabă pe nimeni. Nu, pe nimeni. Da? Da. Bun. Având, cum se poate întâmpla acest lucru? Și Repet, prin distrugerea sistemului. Și acest lucru nu se va păi întâmpla. Bun, da. trebuie să punem păi sistem sunt nou Produs. și la ei produs. A, deci nu a poate sistemului. să facă populism. Nu poate, nu. nu. Va fi a. nevoie, din punctul meu de vedere și studiind istoria și aici pot să fiu criticat, așa? de o revoluție paneuropeană în care toate popoarele se ridice. Vom avea nevoie de furci și de topoare în care să ne ducem la acest sistem. Sistemul nu va dispărea, se va ascunde, așa cum Ce a fost revoluția topoare? franceză, așa cum a fost revoluția americană. Băi vorbim de francez, că tot vorbiți. Așa. Au ieșit milioane de oameni pe da, străzi, da? da să da. schimbe o lege. E vorba de legea de pensionare și n-au reușit. Da, și n-au reușit. Pentru că Ceea ce nu se înțelege este că ceea ce a fost pe stradă cu milioane de oameni Așa. nu a fost o revoluție, nu a fost o schimbare majoră, nu a fost o schimbare de paradigmă, da? uh -huh. ci a fost o schimbare în care Macron, sluga prea plecată a sistemului ascuns, cum e și Biden, cum, cum sunt mai mulți în Europa și în lume, această slugă nu i-a păsat. De ce i s-a deci, dat imunitate completă? Hai să vorbim la concret. Da? Deci, populiștii, deci, care, vin, da, populiștii care vin, suveraniștii care vin, suveraniștii nu pot să schimbe sistemul. Nimic. Nimic. Păi și atunci cine poate nu ne trebuie decât o Care revoluție? ar fi emanația unei, uh, unei bătălii a popoarelor cu furt și cu... Uh, statul. Popoarele să-și reasume suveranitatea statală. Nu, dar ăia nu, care nu, să vină la putere, cine sunt? Păi nu, nu, avem, nu. noi avem nu avem o putere în Europa, noi avem un sistem nu, nu. la putere. Vorbim, vorbim de țările, De ce țări. zise. Popoarele trebuie să-și reaserteze autoritatea suverană în statele lor Bine. și să-și voceze oameni. Hai să o luăm pe țări. Da, pe în țări. În România, cine ar trebui să câștige Popor care trebuie Poporul trebuie să pună un președinte care a doua zi se duce la Bruxelles și spune la legile astea veto. v -e -t -o. Nu, dar președintele la are un guvern. da. Dăm un exemplu concret. Da. Să spunem uh, da. România, da? da. Cine ar trebui să vină la putere? Da? Să aibă capacitatea de a schimba sistemul în România, acum în altă, în fiecare țară din Uniunea Europeană, să se întâmple același lucru. Un om cu care... Furs, cu topoare, nu știu. Da, un om care, prin vot, dacă da. se poate... Prin, prin, prin așa, vot. Că prin vot argentinienii și-au dat foc la valiză, au pus un, un sociopat. Un economist. Așa, da, da, Milei este un sociopat, este clar. Omul ăla își distruge țara zi de zi, minut de minut. Dar da, l-a și anunțat. Da. O face în numele Americi, în fața, în numele lui Biden. Bun. Hai să ne întoarcem însă da. așa. Bun prieten al lui altuia care și-a distrus Deci. A, Problema fundamentală este politicienii naționali care sunt votați trebuie la Bruxelles să anunțe din acest moment legile acestea nu vor mai fi aplicate pe teritoriul țării mele pentru că eu am votul în spate. Madame van der Leyen n-are pe nimeni. Michel n-are pe nimeni. Borel n-are pe nimeni. Iohannis n-are pe nimeni când vorbește în numele României la Bruxelles. O, o -de şase, Un minut că n-ați înțeles ce am spus. Iohannis la Bruxelles. Așa. Când ia decizii împotriva României n-are pe nimeni. Pe nimeni. Acum nu mai are. Pe El nimeni. vorbește în numele stăpânirii sale care o fi. Așa și cum schimbăm ca oamenii să vorbească în numele. Președintele români trebuie să vorbească numai în numele României și interesul României. Și să se ducă și la românilor că Și românilor. Și să se ducă la Bruxelles, să le spună tuturor băieți, așa cum face orban. Eu nu vă votez intrarea Ucrainei în, în UE. Pentru că m-ați umilit din 2011. Dar tocmai mai au schimbat mm. legea ca să dispară dreptul de veto atunci când e vorba de chestiuni importante. Asta n-au schimbat legea. Este propunerea Parlamentului European. Uh, parla... Ei trebuie să schimbe tratatele. Păi, ei trebuie să schimbe tratatele. Asta e cine face la nivel, pentru că ai nevoie de un lider puternic european care să vină. Nu. Ai nevoie să de liderii asta. naționali să schimbe tratatele. Ai doi, trei. că degeaba se duce liderul României, că nu poate să schimbe de unul singur. Eu Sau îți vin doi, trei 3 din Europa de Est. Trebuie să ai un lider al Germaniei care să facă asta, un lider al Franței. Nu. Orice stat, conform egalității mm -hmm. de tratament, conform tratatelor europene, poate să o facă. Păi nu, e vorba de schimbarea tratatelor. Da. E vorba da. de, spuneam, de puterea pe care să o aibă, uh, prerogativele pe care poate să le aibă Parlamentul European, Comisia. Mare că tu, ceea ce procui, da. este tocmai... Nu, nu exact pericolul, pericolul fundamental este exact același lucru. Tu vrei ca un populist... Să aibă puterea asupra Europei. Nu îți va mai da niciodată acela puterea. Singura putere pe care în Europa. Nu, eu întrebam în, în, dacă, dacă nu se poate face nu așa. Nu se poate. Da. Singura putere pe care în Uniunea Europeană cineva trebuie să o aibă sunt popoarele, sunt națiunile, nu birocratia. Asta e vrăgeală. Nu este vrăjeală. Păi nu, are ni, nu există acum. Păi nu există, pentru că în acest moment Uniunea Europeană, ca și Comisia, ca și toți, au fost hijackate, au fost furate de o birocrație nenorocită, mm -hmm. ai căror principale actori. Și activiști sunt produsele lui Șoroș, sunt produsele uh, Forumului Economic Mondial, sunt produsele tuturor organizațiilor care ne împuie capul bine. că mondială. Nu e ocultă. Dar ce dacă e? era ocultă era bine. Nu, dar... Putea... Măcar știai cui se îi Noi avem 33 de parlamentari. Da. Așa. Ai auzit pe vreunul dintre ei să se lupte în ideea asta despre Eu l-aud pe Terheș cum dă din gură tot timpul. Da, mă rog. Nu, nu, o clipă, o clipă, clipă. E foarte important ce spun acum. L-aud pe da. Eu n-am văzut o inițiativă a lui de, care să ducă la un rezultat. Am văzut vreo două rezoluții, dar nu contează puterea, să ducă la creșterea nu puterii României. Nu poate face un europarlamentar asta, ci poate face un lider, exact cum spuneai. Exact, un lider național. Un lider național. Care nu, care să nu. aibă Cred în că spate mai spate o națiune. Cred că mai mulți care să aibă în spatele națiune. Da. Adică să nu mai conduc, să fie condusă Europa de funcționarii puși de Sau țările să nu mai existe care Europa. Fac Europa. Parte... Sau să nu mai existe Europa. Păi, cum să nu mai există? Păi nu, să nu mai există Uniunea Europeană. Sub forma Uniunea Europeană. Da. Păi, asta poate fi asta o dis... și spune toată asta lumea. Asta poate fi o discuție. De exemplu la națiunile Unite. Deci, da? Nu mai, dorește, care conduc. nu mai dorește Harman să existe Europa. Nu, nu am spus că nu, nu mai, mai dorește. putea eu. fi o soluție? Nu. Ideea de Uniune Europeană. Pentru că civilizațiile nu trăiesc decât prin națiuni. Statele îți apărăție drepturile. Și problemi. atunci trebuie, găs, trebuie găsită o formulă da. să spunem echilibrată, da. din această Europă nouă, da? Uniunea Europeană nouă, Uniune Europeană. care să schimbe mecanismele, da, da. să fie bine reprezentată ideea în prim... de, da. de suveranitate. Și da. să-și dea afară, în primul rând, toată birocrația. Da. Să nu mai am, cum am avut în România, o ambasadoare a Uniunii Europene, care a fost femeia de serviciu a delegației. Și să care nu mai tripă. avem una de acolo de la Uniunea Europeană care să vină să spună că nu există mamă, că nu există exact, tată și exact. părinte da, 1, părinte da. 2 Să nu mai avem tot felul de analfabeți care să ceară protecția SPP-ului la ordinul ambasadorii americane la, la celebru Pride pe calea victoriei că, că s-au simțit amenințate vezi, doamne de români care au ieșit cu icoanele de da, asta apăra SPP-ul să vorbim de mecanisme și de principii. Mecanismele și principiile sunt următoarele trebuie să ai un stat puternic, o națiune puternică un vot puternic te duci la Bruxelles și spui veto aici, veto aici, veto aici. A, nu vreți altceva? Veto complet. Îmi luați dreptul de veto, cum se spune, să ia dreptul da, de veto Ungariei, da. în acel moment am ieșit din Uniunea Europeană. Dar în, în același timp vrei să fii și Uniunea Europeană, da? Nu știu dacă vreau. Păi în e condițiile vorba condițiile de bani, actuale. e vorba de... Care păi, nu? Bani? nu au condițiile actuale. În condițiile ca actuale să, nu știu ca să dacă schimb vreau. Structura. Că zic, e vorba de schimbarea da? unei structuri, am avut... a unui mecanism, da. a unui sistem, da? Da. 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 Vrei să păstrezi partea de suveranitate, asta despre care vorbim? Păi despre nu vreau. Sunt obligat. Sunt că obligat? Să sunt În același timp, în același timp trebuie să faci parte și din Uniunea Europeană. De ce că trebuie să faci Pentru că sunt drepturi și tratate care trebuie respectate, inclusiv acest Schengen. dacă să poți să circuli Așa. liber în toată Europa. Așa. Nu trebuie Așa. să existe și astfel de... Dar eu mă întreb un singur lucru. Da. Te întreb, poate Patru că... continente nu au libertate de, de mișcare. Patru continente. Așa. Numai în Europa e această minciună cu libertatea. Dar nu e minciună. Între, că... între țările din Asia nu există libertate. Bun, dar nu e minciună. cea mai că... mare, cea mai mare, cea mai mare. Această propagandă, că nu e minciună, este de e o propagandă. Mm. Așa. Pentru că până la urmă, să știi că pe fondul Schengen, România este furată la fel de mult de alte țări occidentale. Așa cum a fost furată de 30 de ani în numele democrației și libertății. Atenție! Dar în statele, apropo, unde sunt cele mai dure granițe, sunt și cele mai mari ca volum. Schimburi, un minut, mai răstucă. Schimburi economice din lume. Da. De exemplu, în Asia de Sud, sunt cele mai dure granițe. Dar n-au omorât comerțul. E adevărat. Este o propagandă. Da, să putem spui. călători și noi în Asia, poate călători toată lumea. Dar da, uh, da, uh, asta uh, nu înseamnă că au dispărut granițele. O, în, 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 să spun așa, în da. principiile da. lui Harman, au urmat mereu următorul da. uh, enunț, să-i spunem. Da. Uh, țările mari bogate au spălat țările sărace. Așa este. Și cum crezi că într-o Uniune Europeană o să vină cei mari și cei mai bogați, da? Și da? să schimbe mecanismul ăsta radical al Uniunii Europene. A, nu, nu o să-l schimbe. Tocmai asta spun că nu o să-l schimbe. Așa. Și în acel moment ai două soluții. Pentru că aici te duci cu conflictul. Cum a, cum a fost Marea Britanie, da? Marea da. Britanie e fondatoare a primei Uniunii Europene, da. a celei celebre piețe comune a oțelului și cărbunului. Unde te duci cu conflictul? Păi nu. Conflictul unde s-a dus? Marea Britanie e și din Uniunea Europeană. Așa. Pentru că început să activiștii să dea da, de ordine era, de, Marii Britanie. Dar era Marea Britanie. Nu, nu, nu. Orice țară poate să fie Marea Britanie. Orice țară. Și eu sper să existe în Europa țări care să fie Marea Britanie. Nu pentru a distruge Uniunea Europeană. Și mm -hmm. da? pentru a o schimba. Și pentru a o schimba. Mai mult decât atât. Noi am avut o dată o Uniune Europeană. Îl chema Charlemagne. Charlemagne avea 49, să verifice ascultătorii, 49 de ducate și regate. A fost singurul rege, da, Charlemagne, care a condus practic Europa. Știi că el nu a dormit două nopți în același pat. El conducea de pe cal nu este nicio glumă. El se ducea să-și viziteze cele 40 de coroane. La moartea lui, la moartea lui Charlemagne, apare noțiunea de identitate națională. Până la Charlemagne nu existau țări europene. Visul acesta mare de Charlemagne al Uniunii Europene s-a transformat într-un coșmar. Pentru că în acest coșmar, toți șefii Uniunii Europene dau ordine. În ce măsură dependența de America a făcut ca sistemul Uniunii Europene să fie așa cum e. Este efectul direct. Nu că în ce măsură, este efectul păi, direct. Întrebam. Faptul că Rusia lasă Europei un război în Ucraina, faptul că face pivotul asiatic, Rusia și-a dat seama acum câțiva ani buni că nu mai poate să. a ajuns la un maxim de colaborare cu țările Uniunii Europene. Că sunt individual sau cu Uniunea Europeană ca organizație. Și a ales Asia și -a ales Asia. De ce? Pentru că în Asia se fac bani. Nu se mai fac în Uniunea Europeană. Terminați cu Uniunea Europeană, că vai banii din Uniunea Europeană. Aia sunt luați pe împrumut și trebuie să-i copiii și nepoții noștri vor plăti ce am împrumutat Madame van der Leyen cu Și cu cățumățu. Da. da? Deci, o clipă. Aia nu. Europa nu mai face bani cam de prin anii 70. Ca să fim clari. Toată Europa vorbesc. Banii adevărați, banii adevărați, încep de la Sevastopol în sus până în Beijing. Cior de război în care numai acum patru zile Putin a declarat că ei sunt în stare să facă 1600 de tancuri pe an, când tot NATO face 160 pe an. Rusia mai pun un zero. Atenție foarte mare! Și el se duce în unde se fac banii. Pentru că el cu banii câștigați în Asia își finanțează războiul din Ucraina. Cine n-a înțeles pivotul asiatic, cine n-a înțeles pivotul pe care l-a făcut acum 2 ani Putin și blestemul pe care l-a lăsat în Europa. Pentru că să fim foarte clar, 50 de miliarde vrea Madame van der Leyen să-i dea, să i dea lui Zelensky. Dar Marius Stucă, știți cât costă refacerea Ucrainei? Un trilion. Da, costă Victoria lui Trump ar putea fi un lucru bun pentru Europa. Este timpul ca continentul să aibă grijă de el însuși, scrie Richard Vinen în un Unheard. În un Unheard, un unheard da. Europa nu a trebuit să fie nepăsătoare cu privire la perspectiva unui al doilea mandat al lui Trump. După cum au subliniat mulți, el ar fi mai radical decât primul. Tot ceea ce s-a întâmplat începând cu 2020 va fi confirmat, va fi confirmat instinctul lui Trump, conform căruia ignorarea Convenției Constituționale este o strategie bună, în timp ce victoria sa ar însemna de a asemenea, probabil, și sfârșitul sprijinului SUA pentru Ucraina și posibil sfârșitul uh -huh. NATO. Ar însemna cu siguranță o perioadă de economie care a printre altele, orice încercare de a opri schimbările climatice. Văd că totul e cu schimbările da, climatice. Da, da, da. A, relația Europei cu Statele Unite a devenit în ultimele decenii una nesănătoasă. Suntem ca niște copii adulți care locuiesc cu părinții lor. Îmbuvnându-se și plângându-se, dar presupunând că altcineva va spăla rufele murdare. Dacă Trump câștigă, se va simți ca și cum tata și-a schimbat sexul, iar mama a fugit cu un membru al Health Angels. Poate că vom decide în sfârșit că este timpul să obținem un apartament al nostru. Super! Da. Acum, să fim foarte clari. Statele Unite au condiționat securitatea Europei cu transformarea, cu servitudea. Europei. Europa este servitoarea Statelor Unite la ora actuală. Uniunea Europeană, cu servitutea europeană. Asta uh -huh. este condiția asigurării securității americane în Europa. E, rusul le-a le le dat cu servitutea în cap și le-a dat cu securitatea în cap. El a creat un război de o intensitate kinetică uluitoare în mijlocul Europei, distrugând o țară de mărimea Ucrainei. Da? Asta vă da. Între timp ce economia lui merge și mărșăluiește. Doi am mai făcut un lucru. Atunci când n-ai resurse, stai, vorba unui prieten de-al meu, stai, domnule, pe poponeața ta când n-ai resurse, când n-ai bani, dacă ești invitat la masă, zi, boda proste. Nu stai cu coada în sus, tu, Germania, care n-ai gaz. Și acum ții școlile la 16 grade. Nicolae Ceaușescu ne ținea, mai țin tot la 16 grade. Nicolae Ceaușescu, noi am făcut școala pe de 16 grade. Nu, nu, nu. Oficial la 16 grade. Da? Oficial era la 16 grade, noi eram la 14 grade. Dar oficial Nicolae Ceaușescu nu putea să meargă sub 16 grade. Așa face Germania. Hotelurile în Germania, camerele de hotel sunt, sunt cu apa caldă. Te ține sănătos. Te ține sănătos, da. știi cum este? Mie mi-a plăcut bancul ăla și am să-l spun acum. Și scad de, de, pe... de, pe, Știi, știi, mai, mai țin minte bancul ăla. Ce, domnule, rușii nu mai au acces la uh, CNN, nu mai au voie să mănânce McDonald's și nu mai au voie să. Uh, că sancțiunile, da? Da. Conform sancțiunilor și nu mai au voie să mai uh, importe jocuri video. Deci, rușii, în 5 ani de acum înainte, da. vor fi cei mai bine informați oamenii lumii, cei mai sănătoși. Și vor ști matematica. Asta, Asta nu vom ști că vor deci, fi cei mai sănătoși. Păi nu mai mănâncă McDonald's. Așa. Deci. Uh, Bun. Da? Nu toate sunt, adică nu, e sunt Adică e o baghetă magică care ai renunțat exact la. ca Uniunea Europeană. În momentul în și care. Și cârnăciorii Uniunea... oltene sunt, sunt la fel, da. la, la fel de uh, am grei Am zis că voi la Caracal la. Uh, Trandafirii. Trandafirii se spune. Acum, Prin urmare, politicienii da. europeni de astăzi ar trebui să facă modelul lor. Ei ar trebui să privească Statele Unite oricât de groaznici sunt liderii sau sistemul lor politic, cu un respect prudent. Dar ar trebui să se uite unul la altul pentru a apărea, pentru apărarea propriului continent, indiferent de rezultatele alegerilor din acest an. Auzi, apropo, deci se poate, de, da, vă rog, vreau că se poate Europa fără America. Da, se poate. Cum? Păi hai să spun, nu știu cum. Păi, securitatea, nu, 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 așa, în primul rând. Așa, în primul rând, hai să -ți, Eu mi amintesc când, când S-a pus problema fundamentală și țin minte că am vorbit cu Popeștii din Partidul Național Liberal, Popescu ăla care e acum adjunctul lui valisgone și să dă el mare specialist în telecomunicații, nu știu să cu ambasada cu ambasada Chinei. Era Da, 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 urmărea ambasadorul cu cine se întâlnește, da, spionul american care făcea foamea printr-o țară nord-europeană și l-au făcut liberalii, l-au făcut deputat și a devenit el mare om politic. Nu, ăla era Bulai care făcea foamea. Nu, Bulai, nu, nu. Și Popescu Și Popescu ăsta făcea care făceau foamea, mai ales ăia din USR. Liberali? Aia din USR. Aia din USR da. Și cu Popescu și cu Bulai făceau foamea. Bulai Bula făcea, făcea foamea. Să faci foamea. Așa, păi, cu toți am avut foame la, la un moment dat. Domnul Harman, așa, cu toți am avut da, foamea la un așa. moment dat. Hai să discutăm acum. Și uh, la o discuție, ții minte, m-am dus eu zicând că am de-a face cu un om inteligent. Ajungtul lui uh, Zgorea nu este inteligent. Și îmi spune... Uh, îi spun următorul lucru. dom'le nu faci lui Popescu? Bine. Da, lui Popescu nu face o chestie bine? Vorbeam noi de, 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 de declarațiile lui. Nu, nu vorbeam de America, de așa. Europa. Care... pe asta spun. Și el îmi spune așa. Ce domnule, zice, dom zice, trebuie să înțelegi un singur lucru. Așa. Acolo unde sunt americanii, nu este război. Haideți să trecem. Nu. De deci se nu. poate Europa fără America? Da, se poate. Dacă Europa este în stare să, se, să înțeleagă că de la Ural până la Atlantic. Nu trebuie să aibă capacitatea de a face război. Știți cine are capacitatea la ora actuală de a face cel mai devastator război la adresa Uniunii Europene și Europei, da. oricărui stat? O să râdeți. Este Polonia și Ucraina. Cele două state cele mai înarmate, care sunt în a devin prin înarmările. Păi, dar nu mai, succesive. Au, nu mai au astea, proiectile, nu un mai minut, au. Un au minut. anunțat ucrainienii. Nu, nu nu mai au să-i cu cu rușii. Da, cu rușii. Dar armata care o au acum, dacă o ia spre București, nu mai oprește nimeni. Până Pe care armată, că Ca o ia? de mii. Mai, nu mă mai Hai. întrerupe. A, ah, scuze nu pentru un inconvenient. inconvenient. Păi nu, spuneam că nu... Servitutea obținută de a, a, europeană, a, obținută de americani, așa. este o servitute care a costat Europa. Mm -hmm. Eu nu spun că ei nu ne-au ajutat pe noi europenii să scăpăm de naziști. Dar eu reatrag atenția că cel mai mare preț plătit vreodată într-un război da. continental a fost prețul plătit de ruși și pe mine nu mă interesează că ești acuzat că pro rus, că sunt nu știu ce Asta că nu se vede, se... nu trebuie să Așa. vă acuze cineva Eu reamintesc 22 de milioane de cetățeni sovietici asasinați de niște demenți care s-au crezut super oameni și anume nemți colaboratorii Ucrainei colaboratorii polonezi și toți și de tip Ion Antonescu care a crezut că dacă se duce la Stalingrad să sperie Stalin de el Atenție mare! Europa a avut pace cât a avut, pentru că până la urmă Iugoslavia este desfințată ilegal, tot la ordinul Europei. Războiul ruso-ucrainian este tot la ordinul Europei, pentru că ei au două tratate de pace, trei de fapt, Minsc 1, 2 și 3. Au tratate de pace Așa, care nu -au, fost... au fost respectate. Ba din contră, Madame Merkel și cu Olanda au și recunoscut la început războiului de agresiune rusă împotriva Ucrainei de acum 2 ani că au făcut tot posibilul pentru ca Ucraina să nu respecte tratatele de pace cu Rusia, unde nu se discuta de ruperea teritorială a Ucrainei, se discuta de drepturile minorităților de limbă rusă. Băietul ăsta, Zalenski, care n-a vorbit decât rusa în casă, el n-a vorbit altă limbă, el a învățat ucrainiana când era... Se mai schimbă omul. Așa, la un interviu acum câteva zile, un interviu în care și-a arătat fața adevărată a imposturii, băietul ăsta l-a întrebat cineva ceva în rusește și l-a zis, eu nu mai mai rusește. Băi! Cum? Nu mai înțezi mai rusește. Nu, nu, aia. Bă, Zelenski, da. ai sub limba rusă de la Mumăta? Că Mumăta era de limba rusă cu tată tău. Și tu îmi spui tu mie, tu îmi spui tu mie da. că ai uitat da. limba rusă? Au, au pus Crăciunul câtă pe 25 de Da, îmi pare Câtă rău. falsitate nenorocită poți să ai și să crezi că poți să câștigi acest război. SUA n-au asigurat decât o servitute. Acum problema SUA este alta, este Asia. Acolo este banul. Acolo e averea. Domnule, cred că problema o acum este Netanyahu, dacă mă întrebați pe mine. Acum, nu, nu, e minor da, uite, acord, apropo de Asia și America, ce zice Bloomberg? Ați auzit iar mai, iar de, mă de ei cu Bloomberg. De băiatul ăsta ați auzit? Da, e fost primar al R New Yorkului. Iar 90 de ani. războiul războ din Taiwan, sau Taiwan, da, Taiwan, Taiwan, Așa, ar costa mai mult decât pandemia. Războ decât Man. pandemia, războiul din Ucraina, ori criza financiară globală. Și uh, cât zice? Zice cifra? 10.000 de miliarde 10 trilioane. de miliarde de dolari, echivalentul aproximativ a 10% din PIB-ul global, da. Da, lumii, da. dată de războiul din Ucraina, pandemia Covid și criza financiară globală. Am depășit de mult timpul așa. Uite, Ana, nu e vina mea să mă cer, să nu mă cerți, e vina lui. Harman, e și o veste bună până la urmă. Deci trebuie să fiți atenți, aici eu nu am dat cele mai importante știri de astăzi. Adică noi nu suntem cu propaganda ca la prietenii noastre pe unde, da, mai, pe sunt. unde mai suntem. De. A Acuzat de ochism, din cauza personajelor homosexuale sau non-binare, grupul Disney mizează pe o supereroină care este amerindiană, uh -huh. surdă și cu un picior amputat. L-am blocat. E prima dată când îl blochez. Da. Da. <laughs> Încerc să-mi imaginez supereroul cu această formulă. Încerc deci l-am închis în sfârșit. Deci da, luat corna, cu, Europa. Da, cu... da, da. N-ai reușit. Da, da. Domne, încă o dată. Deci, încă o dată. Stați un pic. Nu știu dacă e de râs sau de plâns. Până e de plâns. Acuzat de ochism. Știm, cu da, ochii, știm, știm, cu, ochi, cu, walk, cu... Da, walk, da, da, da. Așa. Din cauza personajelor homosexuale sau non-binare, că pe albă că zăpadă Că de fapt e nu... cu non-binarismul, nu da. e cu... Homosexuale Grupul au Grupul Disney întotdeauna. mizează pe o supereroină care este amerindiană, surdă și cu un picior amputat. Și ce, ce, ce eroină vrea Marvel să... Marvel o cheamă, mizează pe profilul atipic pentru a relansa mm -hmm. o franciză în piatră de viteză, a în cadrul grupului Disney, în contextul în care CEO-ul acestui apare să dorește să, să Pare dorescă. că dorește, da. pare că dorește, nu se dorește, da, așa, da. să se retragă din prima linie a războiului cultural americane Că ăștia au luat o la da, la Disney, luat -o, cu albă în da, 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 nu știu, multe au făcut da. Serialul Echo, care deputează marți pe platformele de streaming Disney Și, azi și eu de asta Disney, chiar mă uit da. și Hulu, Prezintă aventurile personajului Maya Lopez o fostă infractoare din New York care își redescopere originea merindiene în orașul ei, Oklahoma. bun. Știi care e problema, Marius, Marius Da. noi avem acum, H. de Harman. Da. noi, avem, noi începem să transformăm criminalii în eroi. Până acum, civilizația umană nu permitea criminalilor să obțină iertare. Și în fața lui Dumnezeu. Se duceau, își făceau pușcăria pentru da, crimele bună, făcute. Bună observație. Și noi acum transformăm tot felul de criminali în eroi. Dar asta nu e ca criminal. Nu, adică nu, era nu, nu, ceva nu, a zis că, da. așa. De exemplu, voi vă amintiți de filmul Narcos? Aproape că l-au făcut pe, pe marele... De întotdeauna criminalii criminali au avut aur, au avut Robi Ro Robin Hood. Au avut carismă. De Robin Hood, da? Voi vă amintiți de, de, de mulți excroci. Uf, grea. Da, mulți excroci care au acest complex al lui Robin Hood. E, se pare că America a început să considere criminalii ca fiind simpatici. Nu, domnule, un hoț e un hoț. Un traficant de droguri e un traficant de droguri, un violator e un violator, un criminal, criminal este criminal. Nu sunt simpatici, trebuie să stea în pușcărie. Un bețiv care se urcă la un volan, la volanul unei mașini, este criminal. Trebuie să stea în pușcărie, nu să, să fie constatat ce simpatic e. Da. O femeie a fost transformată în bărbat la un spital din Iași. Da, există lege? Eu întreb foarte nu știu. serios. Transgenderii în România... sunt mai fericiți, am înțeles. Nu, nu, nu. nu. Eu, între... eu întreb, eu întreb foarte bine? serios. Da, După cât știu. te știu, în România nu ai voie să schimbi ha. datele biologice. Deci, medicii de la nu. Iași ar trebui să se uite bine dacă nu trebuie să-i să câteva... luăm la șase dimineața. Pentru că am depășit cu mult, haide că am câteva, adică enunțuri scurte și întrebări și mai scurte. Uh, vă pun imaginația la lucru. Hmm. Iohannis a încins telefonul cu Zelenski. Da, Întrebarea cu Zelenski, mea e. Ce au discutat cei doi președinți? Păi nu aveau ce să discute. Corect. Situația minorităților. Ah. Minorității române din Ucraina nu s-a îmbunătățit, este o minciună. Nu mai rău toți, domnul da. da. Deci nu aveau ce să discute. spune ce au discutat. Domnul Ioanis, să fie în altul reprezentant pentru politică externă la, la noua stăpânire care se alege în Iunie, Așa. el acum se dă bine pe lângă toți care să spună, da, domnule, stai bun, se poate negocia cu el. Iohannis, de fapt, pe banii poporului român, și pregătește viitoarea carieră. Care va fi unde? Ți-am spus unde. Vrea să fie în altul reprezentant de politică externă al, Unii, al Comisiei Na, Europene. Nu e greu acolo să fie. Nu e greu. Păi nu va fi greu. tot ăla. La Lenevie? Va no, fi tot uh, Borel, nu. prietenul Borel, dumneavoastră. Nu, Gar uh, mm. Grădinarul nu va fi. Mm. Nu, nu va mai fi. Nu, ca să dormi, să știi că acolo nu poți să dormi. Decât dacă, bineînțeles, un Uniunea Europeană o să-i plătească un Airbus foarte scump, da? luxos, ca să poată el cu doamna să stea liniștit în... Uh, să facă duș la 10.000 de... De metri înălțime. Altă veste bună, da. carnea de câine a fost interzisă, Interzis, va fi interzisă da. în Corea de Sud. Da. A, uite, asta e o întâlnire importantă. Să deschid linkul aici pe Marius Tucă și vă rog uh -huh. să comentați. Zelenski și premierul chinez, alături de alți lideri mondiali, sunt așteptați la formul la Davos. Ce, ce poate să. Aștepte omenirea, lumea, Europa de la Davos. Președintele Francesc, care nu a mai vizitat Forumul Economic din 2018, ce să spun, urmează să participe la această întâlnire a marilor șefi și lideri de guvern din întreaga lume, stațiunea din Alpi Elveține, alături de da, ia alții acum, mondial, scrie de Mondial, Le de Figaro. Iertați-mă o secundă. Da, da. Primul ministru chinez, Li da. Qiang sau Li. cum Da, da, Li Așa, va marca revenirea. Bine, Anthony Blinken, bine, săracul e cu naveta totuși, că el e la, da. pă, pe la Tel pe la... Da. Așa, Jake Sullivan. Ați zice și Jake, nu? Da. Uh, Milei, prietenul meu da, ales, da, deci... Da, uh, cel care își va zice. Dacă vreți, duceți-vă Zelenski va fi și el acolo, da. Macron va fi... Și, mă rog, mulți da, alții. Uh, acum, să fim foarte clari. Da. Întâlnirea de la Davos, și uite, văd că au început să o prelucreze în sensul acesta, da. este, de fapt, organizată. Întâlnirea de la Davos se știe că e organizată anual, nu e nicio problemă. Da. E întotdeauna când e iarnă și frumos, ca să mai schieze băieții. Uh, așa, da. problema nu este asta. Problema este că este necesar un de discuție între China și Ucraina, pentru că uh, Ucraina, în câteva luni de zile, va trebui să găsească un debușeu, să găsească bani. Singura țară din lume care are bani la ora actuală este China. Mm -hmm. SUA este datorată 36%. Păi și de China banii Ucrainei? Reconstrucției. Reconstrucția, are construcția, am înțeles. Altceva. Deci, vor trebui investiții. Numai că o să urle, bineînțeles, Iohannisul nostru cel de toate zilele, cu okay. arafatul nostru cel de toate zilele, că, zi, Republica Populară Chineză este stat comunist și antidemocratic și nu respectă drepturile no. câinilor și pisicilor de păstrăzile lui Iohannis. Ah. Am înțeles că ați vorbit cu domnul Predoiu, mă rog, da, nu, știu vorbit, ce ați vorbit, da, nu vreau da. să intru, poate un dialog, ați avut chestii intime de discutat despre nu, Schengen. chiar, chiar, chiar Inti profesional Intime a fost. despre Schengen, da, da, da. da. Dar nu puteți să întrebați, cum îl cheamă, Sil nu, cum, nu, pre Silviu Predoiu e domnul, fostul șef la SIE, cum îl cheamă Predoiu? Cătălin, Cătălin Predoiu. Cătălin Predoiu. Bă, da. viclean băiat de casă, cum a spunea mm -hmm. poetul, dar noi de ce am dat Ucrainei tot, tot ce a vrut Europa? Nu ca să intrăm în Schengen? Adică... Dar eu cred că la uh, Cătălin Predoi este altceva. Și eu am să eu, eu lapăr pe, pe, acest om. Dar nu l-a atacat nimeni. Uh, ba da, l-a atacat foarte urât, l-a atacat mulți. Păi da, nu, noi urim aici uh, acum. Uh, Cătălin Predoiu nu are darul trecerii de sticlă. El se teme de sticlă. Dar să stai dincolo. Eu l-am întrebat nu treacă întotdeauna, în partea, de lantă. exemplu, de ce s-a efectiv și uh, redus statutul intelectual cu Luminița Odobescu sau cum îl cheamă? Nu știu, domnul de externe, stai. De Odobescu, Odobescu, care era clar dintr-un alt film. Nu, -a, a refuzat să-mi răspundă. Dai hmm. să mai este o întrebare totuși de Harman. Hmm. Este o întrebare provocatoare de Harman. Dar sunt Încercați. Încercați nu, întrebări nu, mai ușor. este foarte respectos față hmm. de colegii săi de guvern. Dar eu l-am întrebat foarte dur. Eu am fost foarte dur cu el. I-am spus, o, umle, stai o Fii și nu asta mai blând. Că e, nu am cum să fiu cu Cătălin. Dar a început anul lui omule uh, Marius Stucă, uh, Cătălin Preda este primul jurist cu premiu uh, cu, uh, cum cu se cheamă? Nu, cu nu, nu fundiță. cu uh, cu Dar premiu la, la 22 de ani, la 22 de ani va face Europa practic pe jos ca să se ducă la Paris. Să câștige, cum îl cheamă, domnule, pe le... Ah, când-mi scapă. Domnule, haideți să vă spun. Uh, Suntem la început de an. Da. Fii și nu asta mai bun. Nu mai fiți provocator. Nu, nu, nu. Sunt provocator. Noi doi am discutat și de Crăciun, de Crăciun fi mai bun, nu știu ce. Noi ne-am <laughs> oh, propus, eu mi-am propus cel puțin, ca să fiu bun în fiecare zi, nu numai de Crăciun. E, atunci, ești plicticos. M-ați auzit pe mine să zic ești ceva plicticos. de Iohannis, de Băsescu, de Odobescu, de. Este rolul meu. În momentul în care zis, jur eu nu, eu vreau să fiu. Este rolul meu. Să știi că un profiler nu este adus să fie psiholog eu Vreau eu nu să sunt fiu popă. propagandist. Eu nu sunt popă. Da? Eu nu fac HD psihoterapie. Harman, vreau să fiu propagandist, nu vreau să atac pe nimeni. Vreau să spun care reușit și contraofensiva. Măcar te plătesc bine. Păi mă uit în jur să vede că da. Vreau să spun că totul e bine. Că asta cu bă, Maritimul și cu Aerianul, Aerianul aerianu da, e da. cel mai mare succes al României, pot să spun, mă, fără, să României, fără să clipesc. Mă, de umilirea României, să că față de umilirea României din Care 2023... Păi și nu tot ăștia erau atunci? Nu, acum. păi tot pe asta spun, față păi de dezastrul vizitelor de din dus, Africa... De ce s-au dus când știau că nu asta este o tează chiar de ce au drept de veto? De ce nu s-au dus la... Au avut până nu, acum -au 20... De la 7 din 2012 au trecut 20 de ani. Da. De ce n-au -au făcut în acești 20 de ani? Au avut dreptul de veto. Nu, dar ultima, ultima asta, că eu nu vreau da. să fiu rău, dar practic nu mă lasă Constituția. <laughs> uh, sau Harman. Nu te uh, lasă că vă nu, pai, da. S-a votat acolo, da? Ucraina. Am făcut pentru Ucraina ce n-a făcut nicio țară în Uniunea Europeană. Hai da, să așa fim serioși. Așa este. Da. Da, și, A, spuneam, și facem. Și veneam cu un discurs de asta. domne. Mm. suntem țara care am ajutat da. încă din primele. Din primele fermierii rânduri. noștri mor de foame ca să trăiască Aveți fermierii dă, și ospiciu meu, încă din primele rânduri populația care a fugit din calea războiului a fost întâmpinată cu pâine și cu sare Le-am dat și cazare și masă și blocul de parcare Adesim, pentru merțe de surile, și cigarii, pentru rog, de surile și cigarii, cu, cu care au venit și așa mai departe Având în vedere toate acestea, la puțin timp după blocarea Dunării, blocada Marea Neagră Le-am dat portul din Constanța, le-am dat delta Dunării și nu știu ce nu, în două minute am terminat, stai liniștit. Păi nu că mai de... cu propagandă și eu mă plictisesc. Păi nu le-am dat nu știu ce. Dar, dar, nu este corect față de națiunea română ca noi să intrăm în Schengen. Și atunci nu suntem de acord, nu votăm și nu e un vot împotriva Ucrainei, ci împotriva bătăii de joc la care, de care a avut parte România în acești doi ani. Vestul lider și românesc făcând așa ceva? Da, pe asta spuneam acolo, la Parlamentul European. Pe asta nu-i propagandă șeful, asta e declarație de independență. Da, declarație de independență. Și nu trebuie să ne declarăm independența, da, da. că nu ne-am mai declarat o ba, de, da. de, la 1877, dar și 68, nu ne-am mai declarat o a, nu, de nu, contează. și în 68. Eu da. zic că în 89, din, din și în și că acum a venit o fel de politru să ne spună cum a făcut rușii revoluția din București. Nu, oamenii ăia la Timișoara care au ieșit în 21 aici, zeci de mii, sute de mii liber. de oameni au da, fost oameni liberi care au crezut da. în libertatea ideii și au vrut să scape de ce au până la urmă. Nu de comunism, de ce au Mă rog, de ce au Era o formă de ceaușir, nu era. Uh, mersi mult că ați trecut. Eu Declarația mulțumesc. de independență da. o, o semnăm O Semnăm-o, semnăm-o, semnăm sunt de acord. Deci asta.... Asta da. trebuia când mai stați da. de vorbă cu predoi, spuneți-i așa, din partea unui propagandist, de la gândul <laughs> ultimul pănet pe, pe dreapta. A fost H.D. Harman, a ajutat aici, de aici, mână mâna a doua de subsemnatul. Mulțumesc mult, ne vedem doamne săptămâna ajutem. viitoare, doamne dar doamne viitoare. Viitoare. noi ne, ne vedem Miercurea, în principiu, da. în fiecare săptămână. Uh, și mâine, ne vedem și mâine seara aici. Mulțumesc H.D. de Arman pentru că a distrus Uniunea Europeană în seara asta, n-a mai rămas nimic din ea. A rămas un schelet pe care va trebui să-l punem noi. Uh, ne vedem mâine seara. Țineți aproape.